ce înseamnă că un organism nu este flexibil metabolic și mai ales cum îl determin să fie. Un organism nu este flexibil metabolic în momentul în care nu poate să folosească grăsimile atunci când nu primește glucoză. Organismul este proiectat să folosească două tipuri de combustibil exact ca o mașină hibridă, glucoza și grăsimile. Când nu are glucoză, să poată să folosească grăsimi. Acel organism care nu este flexibil metabolic îl simți și cel mai nant și important semn este pofta de dulce. Pofta de dulce de cum te trezești până seara târziu când ajunge acasă, după mâncare, între mese. Cel organism are un nivel ridicat de insulină care blochează accesul către grăsim, prin urmare, de fiecare dată când nu mai are combustibil, adică glucoza, declanșează toate mecanismele să te facă să-i aduci din nou și asta o simți prin pofta constantă de dulce. Deblochezi acest proces, cum deblochezi această poftă de dulce și cum faci și determini organismul tău să devină flexibil metabolic, adică atunci când nu are glucoză să nu mai ceară într-una dulce și, din potrivă, să folosească grăsimile, asta doar prin coborârea nivelului de insulină la un nivel normal. Și asta cel mai rapid, cel mai sigur se întâmplă prin păstrarea postului intermitent. De ce? Perioada în care nu consumi alimente, doar atunci nivelul de insulină coboară, grăsimile sunt consumate.